Doi eroi și o fericire. Comedie de Somerset Maugham. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen Torgașev și Cornelia Fotache. Cum? Nouă? Dar nu se poate! Au trecut 2 ore de când îmi faci manicura, Denis! Tot ce se poate, doamnă! Tot vorbim de una, de alta, timpul zboară! Dar totuși 2 ore! Imposibil! Taylor! 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 Ia vezi tu cât o fi ceasul de când cu blestematul ăsta de război, bine că am scăpat de el, până și bătrâna noastră pendula a luat-o razna. Doamnă, chiar adineaori am auzit bătând de 9 ori ceasul catedralei Westminster. Da? Mulțumesc, Taylor, du-te, dragă, du-te, du-te. Vai, ce repede trece timpul, Denis, dragă. He, dar nu ți-am spus ce s-a întâmplat după aceea. Când primul meu soț a căzut pe câmpul de luptă, dragul de el, eram distrusă. Am slăbit într-un hal de nedescris. Rochile mi erau largi, câteva luni nu le-am putut purta. Oh, îngrozitor. Îl adoram, Denis, îl adoram. Însă, sincer să-ți spun, sunt tot atât de îndrăgostită și de actualul meu soț. Sunteți probabil o fire atașată. Da, nu știu, dar sunt sigură că n-aș putea supraviețui dacă i s-ar întâmpla ceva și aș rămâne iarăși văduvă. Sincer să-ți spun, n-aș mai rezista. M-aș recăsători din nou și sunt convinsă că l-aș iubi și pe cel de-al treilea soț cu aceeași pasiune cu care am iubit pe primii doi. Oh, dragoste, e ceva atât de minunat. Da, ăsta e cuvântul minunat. Aș aștepta însă, bineînțeles, să treacă un an. Și când mi-a murit primul meu soț, am așteptat un an. Da, și eu cred că în asemenea ocazie e absolut necesar să așteptați un an. Da, observa că porți verighete, Denis. Ești logodită? Da, logodnicul meu e blond. Blond de tot, cu părul aproape argintiu. Da, blonzi nu-s genul meu. Se spune că ar fi infidel. Vorbe, soții mei erau amândoi bruneți și amândoi au fost decorați cu crucea de război. Ce coincidență! Cred că nu găsești multe femei care să fi fost măritate consecutiv cu doi cavaleri ai crucei de război. În felul acesta mi-am făcut și eu datoria mea patriotică. Oh, ce să mai vorbim? Dar dacă nu-s prea indiscretă, da? La care din ei a ținut mai mult? Să fiu sinceră, n-aș putea spune. Amândoi mă adorau. Oh, asta contează foarte mult. Unele femei se plâng că bărbații nu le înțeleg. E o prostie. Eu nici nu vreau să fiu înțeleasă. Vreau să fiu iubită. Doamna Shuttleworth. Mami, dragă, Victoria, draga mea copilă. Ți-o prezint pe domnișoara Denis, da. Nu găsești în toată Londra o manicuristă mai bună ca ea? Bună ziua. Nu se fie frig la noi, mami. Știi, trebuie să facem economii la cărbuni, urmările războiului. Știu, draga mami, știu. Dar nu fac decât 2 focuri. Unul în camera copiilor, iar altul în dormitor. De aceea sunt nevoită să primesc oaspeții aici. Și scumpii tăi micuți ce mai fac? Fredo e puțin răcit și Neni s-a gândit că e mai bine să-l țin în pat. Baby însă arată splendid. Amândoi sunt băieți. Da. Dacă nu înșel, Fred împlinește luna viitoare 2 ani. Nu-i așa, Victoria? Exact. Încep să mă simt bătrână. Bietul de el s-a născut la 3 luni după moartea tatălui său. Ce trist. Da. Erai tare dulce în doliu, Victoria. Păcat, domnișoară Denis, că n-ai văzut-o pe atunci. Mami, cum poți să fii atât de crudă? Firește, negrul îmi vine foarte bine. Toți mi-au spus asta, totuși. Pe băiatul cel mic îl cheamă Fred, ca și pe tatăl lui. Nu! Pe primul meu soț îl chema William. Eu îi spuneam Bill. El a ținut foarte mult ca primului copil să se numească Frederick după numele actorului meu soț, Maierul Lawness. Știi, Maierul fusese cel mai bun prieten al primului meu soț. Erau pur și simplu nedespărțiți. Da, înțeleg. Mai târziu, însă, după ce m-am măritat cu Maierul Frederick Lawness și s-a născut al doilea copil, ne-am gândit că ar fi bine să-i dăm numele primului meu soț și am spus William. Eu n-am prea fost de acord. Mă gândeam că asta îi va aminti mereu copilii mele de primul ei soț căzut pe câmpul de luptă. Nu, mami, n-ai dreptate. Pe Bill oricum n-am să-l uit niciodată. Denis, privește acolo deasupra căminului. Vezi, fotografiile lor sunt una lângă alta. Bill și Frederick. Sunteți o femeie excepțională. Acum îi aparțin lui Freddy, dar el, mititelul, niciodată nu se supără dacă îi dăruiesc câte un gând trecător și sărmanului meu erou care zace undeva într-un mormânt comun prin Franța. Draga de ea, ce inimă duioasă are. Manicura e gata, doamnă Lawn. Da? Să fiu și vinerea viitoare? Da, dacă vrei. Te aștept. Tot pe la 7, da? Bună seara, doamnă Lawn. Bună seara. Bună seara, doamnă. Știi? Mi-a spus că soții Johnston Blakes divorțează.
Manicuristele astea știu totul. Adevărat? De ce? Pentru că ultimii 4 ani el a luptat pe front și spune că are nevoie de puțină liniște. Adevărul e că mulți dintre bărbații care au lipsit atâta timp de acasă au cam uitat ce înseamnă căsnicia. Da, da, da. Eu am fost fericită când Freddy a căpătat o slujbă la Ministerul de Război și n-a mai trebuit să plece pe front. Deosebirea dintre bărbați și femei constă în aceea că bărbații prin firea lor nu sunt înclinați spre căsnicie, dar cu răbdare și perseverență, dându-le și câte o mică răsplată din când în când, îi poți dresa după placul tău, așa cum dresezi un câine să facă sluș. Cu toate că până la urmă câinele preferă să stea în 4 labe, iar bărbatul să fie liber. Oh, da. După cum vezi, căsnicia nu-i decât o simplă obișnuință. Și una foarte bună, mami. Firește, numai că obiceiurile bune se pierd mult mai ușor decât cele rele. În ceea ce mă privește, Fred e încântat de căsnicia noastră, să știi. Eu în locul tău m-aș fi măritat cu Leicester Patton. Doamne Dumnezeule, și de ce, mă rog? Fiindcă poartă ghetre. Bărbații care poartă ghetre sunt întotdeauna niște soți fără cusuri. Poate că le e frig la picioare și de aceea poartă ghetre. Numai că ăștia probabil că și noaptea dorm cu ciorapii în picioare. Ei, una ca asta n-aș putea să bătă. Prostii, chestii de obișnuință. Sunt convinsă că după 6 luni de căsnicie Leicester Patton s-ar fi obișnuit cu gusturile tale și ar fi uitat că a fost vreodată celibatar. Ca văduvă de război nu putea, mamă. Și ar fi fost un gest nepatriotic din partea mea să mă mărit cu un civil. Doamnă, a venit domnul Leicester Patton. I-am spus că nu știu dacă îl puteți primi. Cum? Poftim, vorbeam de lup și... Vai, poftește-l să intre. Foarte bine, doamnă. Nu știam că Leicester Patton vă vizitează. A fost chiar destul de atent în ultima vreme. Deci tot eu am avut dreptate. Eram convinsă că i-am orezat de tine. Da. Treaba lui! Eu nu mă gândesc decât la Freddy. Deși, firește, e util să mai ai pe cineva care să te țină la curent cu ceea ce se petrece pe lumea asta. Și apoi Patton ăsta e formidabil. Îți poate procura tot ce vrei. Da, chiar și unt? Orice, dragă, unt, zahăr, whisky. Oh, ai pierdut o șansă unică. Dar nu m-a cerut niciodată în căsătorie. Nu fi proastă, Victoria. Puteai să-l faci să te ceară. E, dar atunci îl adoram pe Freddy și pe urmă când am rămas văduvă, nu fuseseră încă introduse cartelele. Da, dar fiindcă veni vorba de Freddy, dar unde-i, mă rog, la ora asta? Astă seară sunt furioasă de el. Mi-a promis că o să ieșim împreună în oraș. Și uite că n-a venit nici până acum. Nici măcar nu mi-a telefonat. Urât din partea lui. Iar eu l-aștept și-mi vin tot felul de gânduri negre. Accidente, poate l-a călcat vreo mașină și a murit. Ei, știi că-mi place optimismul tău. Domnule Leicester Patton. Bună seara, doamnă. Oh, domnule Patton, da? Bună seara, stimată doamnă Shuttleworth. Vai, sper că n-ai obosit urcând atâtea etaje până la noi. Liftul nu funcționează. Iar aici e un frig îngrozitor. Trebuie să economisim cărbunii. De-abia îmi pot permite să fac focul în dormitor. De ce nu mi-ai spus că n-ai cărbun? Aranjam eu ceva. Vai, ești un om delicios. Nu vreau decât să fiu util. Mai ales astăzi când civilii nu sunt la modă. Femeile, stimată doamnă, n-au ochi decât pentru militarii veniți de pe front. Vai, dumneata, n-ai nicio vină că n-ai fost mobilizat. Sigur că da, m-am prezentat singur la cercul de recrutare. N-am așteptat să fiu chemat, dar guvernul mi-a spus: dumneata, ești constructor de nave, rămâi să construiești vase de război. Și am rămas pe șantierul meu naval. Oh, Victoria a muncit ca un câine. E de mirare cum de-a rezistat cu sănătatea ei la asemenea eforturi. Oh, nici nu mai știu din câte comitete am făcut parte. La începutul războiului lucram la o cantină, dar a trebuit să renunț pentru că nu puteam să ies seara să iau masa la vreun restaurant. Scumpo, aș vrea să mă urc să văd cum se simte iubitul meu nepoțel. Sper că n-are gripă. Nicio grijă, mami, nicio grijă. Hai, du-te, du-te. Va fi încântat să te vadă. Da, așa. I s-a întâmplat ceva băiețelului dumitale? O, nimic grav, a răcit. Îmi pare foarte rău. Dar știi cum sunt mamele, își fac mereu griji. Ești o mamă minunată. Ador copiii. Și o soție desăvârșită. Ești convins? Soțul dumitale nu-i de aceeași părere? Oh, părerea lui nu contează. Dar el își dă seama cât este de fericit? Oh, nu știu, dar dacă își dă seama, atunci e convins că o merită. Îl invidiez. Bună seara, domnule Leicester Patton. Bună seara. Freddy, unde-i întârziat atâta?
Am fost la club. Dragă, dar mi-ai promis că o să mergem să luăm masa în oraș. Ce-am promis? Am uitat complet. Mm-hmm. Îmi pare foarte rău. Ai uitat. Sau poate că s-a evit ceva mai plăcut. Spusesem că vin să te iau dacă nu voi fi prea ocupat. Și ai fost foarte ocupat. Da. Bill nu era niciodată foarte ocupat când era vorba să ieșim să luăm masa în oraș. Serios? Știți, eu cred că e timpul să mă retrag. A, domnule Pat. Am văzut că ți-ai cumpărat o mașină nouă, domnule. Da, trebuie să umblu și eu cu ceva. Și eu, dar nefiind decât un simplu militar, merg pe jos. Săruți mâinile, doamnă. La revedere, domnule. La revedere, la revedere. A fost Fred. Foarte drăguț din partea dumitale că ai venit să mă vezi, domnule. Taylor! Da? Du-te, rog, pe domnul Leicester Patton. Da, doamnă. Da. Pot să aflu și eu de ce ai început să mă neglijezi în halul ăsta? Și eu de ce primești musafiri în dormitor? Cumva vrei să spui că ești gelos? Mi se pare că ești pus pe ceartă. Vai ce supărat e băiatul meu. Ai uitat să mă săruți. Află că nu sunt câtuși de puțin gelos. Prostuțule, știi doar că e singura cameră din toată casa în care se face foc. Dar de ce naiba nu faci foc și în salon? Ce ai uitat că suntem după război și că e criză de cărbun? Vrei să știi de ce nu facem foc în salon? Da. Din patriotism. La naiba cu patriotismul. Casa asta parcă ar fi de gheață. Nu fi absurd. După ce ți-ai petrecut două ieri din trașee, ai devenit odată sclavul confortului. Știu că glumești când spui că nu-ți pasă de patriotism, deși asemenea lucruri nu trebuie să le spui nici măcar în glumă. Să fiu al naibii dacă înțeleg de ce ar fi mai puțin patriotic să facem focul în salon, unde am putea beneficia cu toții de el, decât aici, unde nu-i de folos nimănui în afară de tine. Iubitule, nu cumva vrei să-mi cer să stau fără foc în dormitor? Cum pot să fii atât de egoist? Cerul mi-e martor că nu vreau să mă laud cu ce am făcut, dar după ce am muncit ca o sclavă timp de 4 ani, cred că am dreptul la puțină recunoștință. Ce faci pe? Și pe urmă nu te oprești să te folosești de camera mea? Poți să vii să stai aici cât dorești, în afară de asta un bărbat mai are și un club. Poate oricând să se ducă acolo dacă vrea. Iartă-mă, ai dreptate, sigur, tu ai întotdeauna dreptate. Cândva spuneai că vrei să fiu fericită. Draga mea, vreau și acum. Înainte de a ne căsători, spuneai că nu dorești nimic altceva în viață decât să fiu fericită. Nici nu pot închipui că un om cu bun simț ar fi putut spune altceva. Mărturisește că te-ai purtat ca un bădăran. Da, recunosc, iubito. Așa. Adică ori te-am rugat să mă săruți. E singura dorință pe care pretind să mi-o îndeplinești. Sunt convins că nu-i chiar singura. Și acum, spune-mi, de ce ai uitat să vii să mă iei să luăm masa în oraș? N-am uitat, dar n-am putut să vin. Am fost preocupat. Nici n-am mâncat astăzi. O să-i cer bucătăresei să-mi aducă aici ceva de mâncare. Scumpule, bucătăreasa noastră ne-a părăsit azi dimineață. Iar? Iar? Ce înseamnă iar? E prima dată când pleacă. Era la naibii de treabă, de-abia ai angajat-o acum o săptămână. Nu trebuie să te înfuri din cauza asta. E mai neplăcut pentru mine decât pentru tine. Dar nu înțeleg de ce nicio servitoare nu vrea să stea la noi. Nimeni nu mai e în stare să țină astăzi o servitoare. Ba da, alții pot. Te rog, Frederic, să nu vorbești cu mine pe tonul ăsta. Nu sunt obișnuită. Vorbesc cu tine așa cum trebuie. E meschin să te pierzi cu firea numai pentru că astăzi n-am gătit nimic. Cred că după 2 ani petrecuți în tranșee, puteai să te obișnuiești să mai sar peste câte o masă din când în când. Te rog, fără cenă. Ha, nu-ți fac nicio scenă. Tu o faci. Victoria, te rog, potolește-te. Nu înțeleg cum poți să fii atât de crud. După toată grija pe care ți-am purtat-o când erai pe front, vreau să-ți reamintesc că nervii mei au fost crunți zdruncinați după moartea bietului Bill. Sunt sigur de asta. Doctorul spunea că voi avea nevoie de cea mai atentă îngrijire timp de mai mulți ani. Nu cred că îl voi putea uita vreodată. În ceea ce te privește, chiar dacă nu mă iubești deloc, ai putea totuși să ai cel puțin respect față de mine. Fac Bine. Tot ceea ce îmi stă în putință ca să te fac fericit. Bravo. Sunt răbdarea întruchipată. Nu erai obligat să te însori cu mine, nu ți-am cerut-o, tu însă pretindeai că mă iubești. Nu m-aș fi măritat niciodată cu tine dacă la mijloc nu ar fi fost Bill. Tu erai cel mai bun prieten al lui. M-ai făcut să te iubesc fiindcă îmi vorbeai atât de frumos despre el. Asta a fost greșeala mea. Te-am iubit prea mult. Dar tu nu ești în stare să faci față unei iubiri atât de mari. Vai, cât de proastă am fost. Taci! Cum poți? Taci! Bill nu s-ar fi purtat niciodată așa cu mine. Bill mă iubea și m-ar fi iubit întotdeauna. Pe el îl adoram, avea grijă de mine. Era cel mai bun om pe care l-am cunoscut. Era un erou, era singurul bărbat la care am ținut cu adevărat. Am fost nebună că m-am maritat cu tine. Nebună, nebună, nebună. Niciodată n-am să mai fiu fericită. Aș da orice pe lume să-l mai pot recăpăta. Pe dragul meu, pe dragul meu Bill. Draga mea, mă bucur că gândești așa despre Bill. Cu atât mai mult cu cât va fi aici peste foarte puțin timp. Da. Cum? Ce vrei să spui? Mi-a telefonat la club. Freddy, ce tot vorbește? E nebunit? Nu, și nici beat nu sunt. Nu te înțeleg! Cine zici că s-a telefonat? Bill. Care Bill? Bill Cardew. Freddy, bietul Bill e mort. La telefon nu părea deloc. Dar, bine, Freddy! Freddy, îți bați joc de mine. E urât din partea ta. Ai puțină răbdare și ai să te convins singură. În maximum 2 minute și jumătate va fi aici.
Hai, Freddy, zău, nu fi ranchiunos. Recunosc că am fost rea, că am vorbit aiurea. Dar tu știi bine că te ador, Freddy. Uite, poți să faci focul și în camera ta, dacă vrei. Îmi pare rău de tot. De ce am spus adineori? Haide, Freddy! Ne-am împăcat, nu-i așa? Haide, da, Freddy! Da, sigur, dar asta nu-l va împiedica pe Bill să fie aici cam în 2 minute și un sfert. Freddy! Nu se poate! Nu, spune că nu e adevărat. Oh, Freddy, dacă mă iubești cu adevărat, spune-mi că nu e adevărat. Nu pot să afirm așa ceva. Dar bine, Freddy, dragă, știi foarte bine că bietul Bill a căzut în bătălia de la Ypres. L-au văzut camarazii lui. Ministerul de Război l-a trecut pe lista celor morți. Știi ce distrus am fost? Am purtat doliu și am făcut parastase așa cum se cuvine. Mie îmi spui, Freddy, totuși. Freddy, simt că nebunesc. Dar de unde știi tu că cel cu care ai vorbit la telefon era într-adevăr Bill? Drăgașa mi-a spus. Asta nu dovedește nimic. Așa sunt mulți care afirmă că sunt Napoleon. Da, da, aceia sunt internați în ospiciu pe când el îmi vorbea din gara Harwich. Ah, Doamne, poate că e o coincidență de nume. Nu mai vorbi prostit. Chitoria, ce nu-i cunosc o vocea lui Bill? Da, și ce ți-a spus? Că e în gara Harwich și că va fi la Londra pe la ora 10:13. Și m-a rugat să te anunț. Și altceva, nimic? Nimic. Pentru numele lui Dumnezeu, Frederic, spune-mi exact ce ai vorbit cu el, dar exact. Bine, ascultă. Tocmai mă pregăteam să vin să te iau să mergem în oraș la masă. Așa. Când cineva mă anunță că sunt chemat la telefon. Așa. O convorbire interurbană cu Harwich. Da, știu, e un port maritim. Întreb și de ei și o voce îmi răspunde. Tu ești Freddy? Mi s-a părut că recunosc vocea și m-a simțit așa, nu știu cum. Da, am răspuns. Atunci vocea ce i-a spus? Sunt eu, Bill Cardew. Vorbește, dragă, mai repede. Ce faci, am întrebat. Te crezi se mort? Și eu am crezut la fel, mi-a răspuns. Cum te simți acum? L-am întrebat binișor, a răspuns el. Ce conversație stupidă. Stupidă, trebuia să spun și eu ceva. Vorbeam doar cu mort, mă rog, pardon, cu Bill. Puteai să-i spui o altă mie de lucruri. Aveam la dispoziție numai 3 minute. Bine, bine, hai, vorbește, dragă, vorbește. Da, și el îmi spune, sunt în drum spre Londra, așa. Ajung acolo la 10:13. Așa. Te rog, anunț-o pe Victoria. Așa. Foarte bine, am zis și am închis telefonul. Și pe urmă? Pe urmă m-am gândit că primul lucru pe care l-aveam de făcut era să beau un whisky dublu cu puțin sifon. Și pe urmă? Păi m-am așezat pe un scaun să mă gândesc. La ce te-ai gândit? La nimic. Pentru mine situația e grozav de neplăcută. Pentru tine? Dar pentru mine? În sfârșit, Bill mi era cel mai bun camarad. Ar putea să-i se pară bizar că m-am însurat tocmai cu nevastă sa. Bizar! S-ar putea, pe de altă parte, să nu gândească așa. De ce nu mi-ai spus toate astea, chiar din clipa în care ai intrat? Crede-mă, nu mi era ușor. Căutam să găsesc un prilej, să ajung întâmplător la subiectul ăsta. Și lăsa să se scurgă atâta timp prețios. Draga mea, nu crezi că a face scenă tocmai acum înseamnă într-adevăr pierdere de timp? Acum nu mai avem nicio posibilitate să hotărâm ceva. Nici nu mai am timp să-mi schimb rochia. Adică pentru ce ai vrea să spui altă rochie? Păi cum? Oricât sunt văduva lui. Cred că i-ar face plăcere să mă găsească în doliu. Ce ți-a răspuns când i-ai spus? Ce să-i spun? Doamne, ești formidabil că ne-am căsătorit, dragă. Ah, despre asta n-am discutat nimic. Așadar, va veni aici convins că sunt în continuare soția lui? Firește. De ce naiba nu i-ai spus imediat? Era singurul lucru pe care puteai să-l faci mai curos. Nu mi-a venit în minte. În afară de asta, la telefon, e totuși ceva prea delicat. Mă rog, cineva trebuie să-i spună. Am ajuns la concluzia că ești persoana cea mai indicată să facă. Eu. Da. Eu, da. Eu! Da. Ce-ți închipui că o să te scot din toate încurcăturile tale? Nu cred că aș fi eu cel mai indicat. Dar nici eu nu voi fi aceea care va da scumpului Bill această grea și amară lovitură. Între noi fie vorba, văd că ești chiar foarte bucuroasă. Groza. Că Bill trăiește, nu-i așa? Eu, sincer vorbind, să știi că mă bucur. Și eu, da. Strașnic mă bucur. Acum ce-i să-l anunț? Tu, dar așa știi, cât mai delicat. Nu, nu cred că ar fi treaba mea. Draga mea, Tu ai mai mult tact. N-am cunoscut un om mai dibaci ca tine. Da, dar eu nu cred că ar fi calea cea mai bună. După părerea mea, într-o asemenea situație, îl iei pur și simplu de braț și zici: uite, bătrânul meu prieten, vorba e că... Victoria, Victoria, cum? Cum vrei să renunți de bună voie la posibilitatea de a juca cea mai grozavă scenă din viața ta? Ascultă, Freddy, eu nu ți-am cerut ție niciodată nimic. Dar acum îți cer să faci tu lucrul ăsta pentru mine. Știi că nu mă simt bine deloc. Și tu ești singurul om pe care să mă pot bisui. Nu, 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 nu are rost să insisti, Victoria. Nu pot să o fac pentru nimic în lume. Să te ia dracu. Stai, mi se pare că vine. Bine, dar m-am apucat să-mi pudrez nasul. Să-mi pun o rochie neagră. Îngrozitor. Ei! Iată-mă din nou acasă. Bine. Acum ce mai zici, am avut dreptate? Nu pot crede ochilor. Bine. Mă bătrână. E bine, Freddy, bine te-am găsit. Cum ajuți? Bine, mulțumesc. Sunteți surprinși că mă vedeți, nu? Da, oarecum. Ba chiar foarte mult. Sunt tare bucuros că te găsesc aici, Freddy, bătrânul meu prieten. Da? În tren venind încoace îmi făceam chiar reproșul că nu te-am rugat să fii aici și să mă aștepți cu Victoria împreună. Mă temeam să nu ai vreo reținere. Așa, din delicatețe, dar bine cunoscută. Da. Eu? Nu, mi-era frică să nu-ți închipui că Victoria
și cu mine, am vrea să fim singuri în clipele revederii noastre. Aș fi fost tare amărât dacă nu te găseam aici. Să mă urez bun venit. Dragă, bine, dar firește că suntem bucuroși. Sigur că da. Am ajutat cu tact, rugându-l pe bătrânul Freze să vină să-ți dea de veste. Nu-i așa, Victoria? Da, dragul meu. Exact ca mai înainte și pe atunci îmi spuneai dragul meu din clipă în clipă. Da, știu, expresie favorită a Victoriei. Iartă-mă că nu te-am anunțat mai din timp. La început m-am gândit să vă fac o surpriză și să năvălesc aici în miezul nopții. Vai, mă bucur că ai renunțat la planul stabil. Da, dar închipuiește-și scena. Frumoasă dormită în patul ei neprihănit. În încăpere intră un bărbat în haine vechi, drențuroase. Are un aer respingător. Frumoasă dormită începe să strige, să cheme ajutor, ajutor. Atunci le spune: fii liniștită, sunt eu, Bill, soțul tău. Aplauze cortina. Da, ai dreptate, e într-adevăr un costum vechi și respingător. De unde ți l-ai cumpărat? Aș, nu l-am cumpărat deloc, l-am sterpelit. Trebuie să vă mărturisesc însă că mi-ar place să-l schimb cu ceva mai potrivit. Unde mergi? În camera mea. Trebuie să spun, nici mai țin minte ce aveam în șifonier. Parcă era și un costum de serj albastru destul de bun. Dragul meu, dragul meu, toate hainele tale le-am pus bine. Unde? La naftalină. Nu pot să le îmbraci până nu le voi aerisi. Mela naiba, spuse ducesa. Cred că micuțul îi merge bine, Victor. Mamă! Mamă? Tu mai vrea să întreb ce face băiatul? Cine-i ăsta? Cine crezi, dumneata, că ar putea să fie? Felul de a vorbi și vocea sunt ale lui Bill Cardew. Doamne, cine-i omul ăsta? Sunt probabil ceva mai slab și pe deasupra mai port un costum vechi și urât. Dacă te apropii, strig! Nu, mamă, sacră, n-ai să-mi scap, trebuie să-ți arbut! No, 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 nu lăsați să se apropie de mine, Victoria! Victoria, cine-i omul ăsta? Mamă! E bine, doamnă Shuttleworth, e Bill Cardew. Da, bine, dar Bill e mort. E, după cât se pare, el nu știe lucrul ăsta. Dar e absurd, visezi! Treziți-mă! Să ciupesc și dacă da, atunci de unde? Nu, omul ăsta e un impostor. Vrei să-ți arăt alunița în formă de fragă de pe urmă ăsta? Îți spun că Bill Cardew e mort. Dovedește-o! S-o dovedesc? Bine. Ministerul de Război a anunțat oficial. Victoria a purtat doliu. Îi ședea bine? Oh, era adorabilă. Ți-am făcut și parastase. Cu cor. Mi-a făcut parastase, Victoria? Ce drăguț din partea voastră. A fost foarte frumos. Sper că nu v-ați plictisit asistând la ele. Bătrâne, nu vrem să insistăm, însă vezi, cu toții așteptăm o explicație din partea. Ajungem acum și la ea. V-am dat răga să treceți peste primele clipe de șoc. Oricum, revederea cu mine, mă înțelegeți. Acum v-ați venit în fire, nu? Nu pot să vorbesc decât în numele meu. Ei bine, aflați că am fost foarte grav rănit. Da, la Ipru. Un camarad te-a văzut căzând, spunea că ai fost rănit la cap, s-a oprit o clipă și a crezut că ești mort, apoi a mers mai departe. Da, de unde? Nu murisem. În cele din urmă am fost luat prizonier și dus în Germania. De ce nu ne-ai scris nimic? Parcă eu mai știam ce era cu mine. Cât am stat în spital, habar n-am. Iar când am început să umblu și să mănânc, nu m-aminteam absolut de nimic. Îmi pierduse în complet memoria. Formidabil. Dar acum observ că ți-a revenit memoria. Da, treptat. Mi-am dat seama că voi mă credeți mort, dar nu aveam nicio posibilitate de a vă scrie. Ai fi putut totuși să ne telegrafiezi din Rotterdam. Da, liniile erau foarte aglomerate. Mi s-a spus că voi ajunge înainte telegramei. Da, tot ce se poate. E drept că cam place să mă laud, dar de data asta puteți să și pariați pe ce vezi că n-am murit. Ba, din potrivă, îmi propun să mai trăiesc și încă mult și bine. Doamnă, vă rog, unde se pun lucrurile domnului? Mi-a spus să le duc sus. A, nu, nu, nu sunt decât câteva flacuri pe care mi le-am luat pe drum. Pune-le în camera de toaletă. No! Ce, dragă? Pe la urmă, lasă-le puțin. Vom stabili noi ce o să facem cu ele. Foarte bine, doamnă. Victoria, ce s-a întâmplat cu camera de toaletă? A dispărut? Dragule, nu uita că pentru noi toți sosirea ta a fost o adevărată surpriză. Nimic nu-i pregătit. Ah, dar nu te mai frământa. Poți să-mi pun lucrurile oriunde. Da, doamne, văd o somiere. Tăticul o să doarmă buștean în noaptea asta. Nu, așa nu se poate. Trebuie să facem ceva. Cum? Ce vrei să spui? Că nu avem bucătăreasă. Ah, nu vă faceți griji din pricina asta. O să gătim Freddy și cu mine. Specialitatea mea e cotetul la grătar. Tu ce știi să faci, Freddy? Știu să fierb ouă. Minunat. Se spune că nici un bucătar de meserie nu știe să fierbă ouă. Dar nu vă faceți griji cu bucătăria. O să cumpărăm niște pate de ficat, câteva strete și gata. Hai să-l vedem pe băiat. Nu se simte bine astăzi. N-are voie să se dea jos din pat. Nu nimic, mă repet până sus să-l văd. Încă n-am făcut cunoștință cu excelența sa. Victoria, cum îl cheamă? Cum, nu ți-aduci aminte? Păi înainte de a pleca pe front, spuneai că ți-ar plăcea să-l cheme Frederic dacă va fi băiat. Da, mi-aduc aminte, dar tu parcă nu erai de acord. Țineai morții să-i spunem Laslo. Da, dar pe urmă când am aflat că ai murit, am socotit că e de datoria mea să-ți respect dorința. Trebuie să fi avut un veritabil șoc, Victoria. Dacă ai crezut într-adevăr asta. Hai, îți închipui. Da, și pe urmă l-am rugat pe Freddy să-i fie naș. Ia spune.
Victoria, la sincer, bădăreanul ăsta bătrân ți-a fost de bun ajutor în timp ce am lipsit, a? Ne-am întâlnit chiar foarte des. Vezi, știam că vei fi în siguranță cu el, a? Freddy, ce băiat bun e. Lasă, lasă, Bill, o să vezi tu. A fost foarte drăguț cu mine, mai ales când mă simțeam distrusă în urma morții tale. Prietene, lasă-mă să te îmbrățișez cu recunoștință. Știam că ești o adevărată fortă rață. Vezi, vezi, am făcut și eu ce am putut. Hai, Freddy, nu mai fiști toate de modest. Dragii mei, înțelegeți, odată trebuie neapărat să facem ceva. Victoria, draga mea, ce cum am atât de ține mereu cu... Eu zice să ieșim la un local, bravo, să petrecem în noaptea asta, nu, Victoria? Bravo, bravo, facem un chef cum se cuvine, da, da. Oricât ar costa. Mai ții minte ultima oară când am făcut o petrecere? L-ai făcut praf? Cine, eu? Ce drăgălaș era. Mai ești tot cu fetișcana aia? Abar, n-am despre cine vorbești. Scumpe prietene, te mai ascunde pe după degete. Victoria e femeie măritată și știe cum sunt tinerii de la țară când ies în lume. Ce, cum? Era o fetiță tare drăguță, Victoria, da. Dacă nu era măsurat cu tine, i-aș fi tăiat iarba de sub picioare lui fetiță. Și el care îmi spunea mereu că în viața lui nu s-a uitat la nicio femeie. Nu trebuia să-l încurajez să mintă. Așa spunem toți, invitați, da. Oh, sărmane Bill, sărmane Bill, ce memorie. Mă tem că recăpătându-o însă ai început să-ți amintești tot felul de lucruri care nu s-au întâmplat niciodată. Să știi însă că eu nu te condamn. Trebuie să bați fierul cât e cald. Bill. Totdeauna am admirat talentul tău de a fi încurcat cu trei femei deodată. Bill. Și de a le face pe fiecare să creadă în dragostea și fidelitatea Bill. Ta. Bill. Aflați că dacă nimeni nu ia nicio măsură, atunci o iau eu. Din ce se trage, speriată de bombe? Willy! Păi, dar ce e asta? Băiatul? Ei bine, cucurezule, așa se vorbește cu un copil mic. Da, cât are? Împlinește 4 luni marțea viitoare. Oh, dar ai fost hadică lipsa mea. Freddy, pentru numele lui Dumnezeu, vorbește odată. Nu sta așa de parcă ai fi împăiat. Doi, cădu copilul în sus. Ce se vorbească, dragă? Ce trebuie să spune Freddy? Bill, vezi, Bill, tu ai făcut o greșeală. Da, ai lipsit prea mult și, evident, în timpul ăsta s-au întâmplat o mulțime de lucruri pe care tu nu le știi. Nu sunt decât un bietom. E bine ca să scurtez o poveste lungă. Ce poveste? Nu mă întrerupe, te rog. Vreau să fiu concret. Copilul de adineauri, copilul, nu-i fiul tău. Și atunci al cui? Ca să pun punctul pe i, al meu. Al tău? Aole, te pomenești că te-ai însurat. Au mai făcut-o și alții. De fapt, nimic nu era mai simplu în timp de război decât să te însuri. Bine, bătrâne, de ce ne-ai spus de la început? Știam că tot o să cazi în laț într-o bună zi. Erai tu cei drept pasăre vicleană, însă tot trece prin asta. Te felicit din toată inima. Mulțumesc, mulțumesc. Numai că, vezi, eu... Eu locuiesc aici. Zău? Da. Grozav, dar nevasta unde? E și aici? Cum să-ți explic? Nu ghicești deloc de ce locuiesc aici? Nu, mă, doamne, dar isprăviți odată. Nu cumva te-ai însurat cu mama Victorii? Nu tocmai. Ce vrea să însemne acest nu tocmai? Sper că nu ți-ai bătut joc de sentimentele soacrei mele, a? Freddy! Cum? Arăt eu a fi mama unui copil de 4 luni? Știu și eu, trăim într-o epocă foarte avansată. Trebuie să avem vederi largi. Nu m-ai înțeles, Bill. Ce, nu-i nimic între tine și soacra mea, sper, nu? Firește că nu. Îmi pare rău, mi-ar fi plăcut să fiu ginere. Acum, nu te supăra că te întreb, nici nu vreau să mă credeți prea curios. Dacă nu te-ai însurat cu soacra mea, atunci cu cine, doamne, iartă-mă? Da. Cu Victoria. Mă duc să iau puțin aer. Da? Da. Îmi iau și nepoții cu mine. Da? Da. Nu par prea bine dispus în dimineața asta. Da. Victoria coboară imediat. Da? Da. Credeam că ai să mă întreb cum se simte după lovitura îngrozitoare pe care a primit-o. Da. Se simte mai bine, piata de ea, însă e tare zdruncinată. Am așezat-o imediat în pat cu sticle de apă fierbinte. Da. Da. Ieri, după toate câte s-au întâmplat, nu se mai putea sta de vorbă cu ea.
Astăzi însă, nu mă îndoiesc, vei găsi prilejul să intri în subiect. Da. Da. Dacă nu mai ai nimic să-mi spui, plec. Da. Doamnă, a venit domnul Leicester Patton. Doamnă Lowndes vă roagă să stați puțin de vorbă cu el. Doamna tocmai a ieșit din baie. Da, bine, bine, poftește-l aici. Foarte bine, doamnă. Atunci plec. Mă întreb ce-o fi vrând. Poate vrea să-i ceară voie Victoriei să-ți facă curte. Vă las, nu vreau să vă deranjez. Domnul Leicester Patton. Fica dumneavoastră mi-a telefonat azi dimineață. M-am gândit că cel mai bun lucru era să vin imediat. Foarte frumos din partea dumitale. Sunt sigură că dacă se poate face ceva, dumneata ești omul cel mai nimerit pentru asta. E o situație extraordinară. Da. Da. Firește, consider că a fost o nesocotință din partea lui Bill să se întoarcă în felul ăsta. O, sărăcuța de ea trebuie să fie foarte turburată. Pot spune că a fost o lovitură groasnică. Da. Draga mami, ai coborât totuși? N-aș fi vrut să te fac să mă aștepți, domnule Patton. Am coborât așa cum eram. Ce catastrofă! Îți admir curajul cu care suport situația. Mă așteptam să te găsesc complet distrus. Bănuiesc, a fost o scenă îngrozitoare. Sfâșietoare, sfâșietoare. Vezi, amândoi mă adoră. Și dumneata. Da. Eu nu doresc decât să-mi fac datoria. Așa ai fost întotdeauna. Dacă nu mai ai nevoie de mine, draga mea, atunci poți să pleci. Da, da, da. Du-te, 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 mama, du-te. Da, da. Domnule Patton, fii bun cu ea. Voi încerca. A fost drăguț din partea dumitale să vii imediat să mă vezi. Îmi era teamă că vei fi ocupat. Îți închipui că aș lăsa orice numai ca să răspund chemării dumitale. Doar nu puteam să pretind să-mi sar imediat în ajutor. Te înțeleg foarte bine, scumpă doamnă. De ce îmi spui așa? Că mă simt încurcat. Nu știu cum trebuie să-ți spun, doamnă Cardew sau doamnă Lowndes. Dar de ce nu-mi spui Victoria? Victoria, îmi dai voi? Mă simt mai puțin străin. Oh. Dar unde-s verificatele dumitale? Obișnuiai să le porți întotdeauna pe amândouă. Da, cât timp l-am crezut mor pe bietul Bill, nu voiam să-l uit. Oh, și acum le-ai scos pe amândouă? Dar sunt în plină derută. Sunt măritată cu doi bărbați și mă simt ca și când n-aș fi măritată măcar cu unul dintre ei. Tare aș vrea să nu fii căsătorită. De ce? Nu știi că te iubesc ca un nebun. Te-ai însura cu mine dacă aș fi liber? Sigur, din tot sufletul. Spune-mi, de ce porți ghetre? Pentru că dau o notă de eleganță. Deci nu pentru că ți-e frig la picioare? Nu, dar de unde? Nu cred că ești genul de bărbat pentru care un nu spus de o femeie poate fi un răspuns definitiv. Ești adorabilă. Mă întreb dacă ai avea ceva contra să ieșim să luăm masa în oraș. Visez acest prilej. Mă duc să mă schimb. Revin-o peste o jumătate de oră. Foarte bine. La revedere. Deocamdată. La revedere. La revedere. Victoria! Freddy! Hei, Bill! Tu m-ai strigat? Da, vine aici, Freddy. Ascultă, nu-mi găsesc pantofii. Pantofii? Ce nevoie de ei? Cum? Ca să mă încalț. I-am sărit pe afară. Unde i-ai pus? Tocmai încercam să-mi aduc aminte. Dacă nu mi-i găsești în 2 secunde și jumătate, îți rup oasele. N-are niciun rost să ne pierdem cu firea. Dacă nu putem să-ți găsim pantofii, nu putem și gata. N-avem ce face. Ia stai. De unde ai luat costumul ăsta? Ce întrebare indiscretă. Mi-a dat Victoria.
ce a venit să-ți dea singurul costum pe care mi l-am făcut de la război încoace. Zău, găsesc că-i prea de tot. Dacă nu-ți plăcea costumul pe care îl purtam ieri, nu pot pretinde să umblu cu o frunză de viță. Dacă aveai bunul simț să mă întrebi pe mine, îți dădeam costumul pe care îl purtam eu ieri. Mulțumesc, dar nu-mi plăcea, era cam șifonat. Te înșel dacă ți-i închipui că o să umbli în hainele mele noi. Iar eu o să le port pe cele vechi. Uite, dacă ești atât de meschin, spune-mi atunci de unde ai acoasă de cravată. Mi l-a dat Victoria de ziua mea de naștere. Ei bine, află că e al meu. Și mie mi l-a dat tot de ziua mea de naștere. Și l-am întors de la ceas, de unde l-ai? Tot de la Victoria. A, nu zău. Întâi mi l-a făcut mie cadou și fărmăție. Ia să le scoți frumușel pe amândouă. Dacă a vrut ea așa, n-ai tu niciun drept să te opui. Socotesc că e foarte urât din partea ta să porți bijuteriile unui mort. Apropo, ai cumva și o tabacheră de aur? Da, sigur că am. Darul de logodn al Victoriei. Ți-ai dat-o și ție? Economă, femeie, Victoria. Ascultă, dacă nu se face foc aici, mă duc mai bine în mauzoleul prințului Albert. Eu fac foc! Dacă se înfurie Victoria, eu mă spăl pe mâini. Treaba ta, dă-mi un chibrit. Poftim, eu nu mai am nicio putere aici, mă rog, tu ești stăpânul casei. Dar de unde? Nu sunt decât un musafir. Ba nu, din clipa în care a apărut, am pierdut orice importanță. Dragă băiete, vreau să te întreb un lucru. Unde am dormit eu noaptea trecută? Nu știu. În camera de musafir. Asta dovedește într-o totul că sunt un musafir și nimic altceva. Și eu unde crezi că am dormit? Aici. De ce? Fiindcă Victoria susține că nu se cade să mai dorm într-o cameră vecină cu a ei acum când te-ai întors tu. În orice caz, ai dormit destul de confortabil pe canapea. Da? Da, și fiindcă veni vorba, ce s-a făcut cu mobila pe care o avem aici pe vremuri? Când ai fost dat mort, Victoria a fost atât de dezolată încât a simțit nevoia să schimbe mobila din salon. Da, și te-a însărcinat pe tine să faci lucrul ăsta, nu? Da, o compătimeam. M-am comportat așa cum de sigur ai fi vrut tu să mă port. Fără, nu te conta. Da. Dacă vedeai pe Victoria plângând, înțelegeai că niciun bărbat n-ar fi fost în stare să reziste dorinței de a o consola. E singura femeie din câte am cunoscut care arată la fel de drăguț și când plânge și când zâmbește. Da. E un mare talent. Știam că vei fi înțelegător. Exact. Da. Când vrei să mă mut de aici? De ce să te muți? Unde ce? Dar nu-ți închipui că o să stau în drum. Am de gând chiar ca vizita mea să fie cât mai scurtă. Nu, nu se poate. Victoria va fi dezolată. Da, oricum, nu-i treaba mea. Tu și soția ta trebuie să aranjați lucrurile între voi. A, nu, nu m-ai înțeles. Spuneam că nu sunt eu omul acela care să se amestece în treburile unor soți. Nu înțeleg. Nici nu-i greu să... Bună dimineața! Sărută-mă, Bill! Bună dimineața! Sărută-mă și tu, Freddy! Da, bună dimineața! M-am dus întâi către Bill, știe, l-a lipsit atâta timp. A, firește, și a fost primul tău soț. Vreau ca niciunul dintre voi să nu fie gelos pe celălalt. Vă ador pe amândoi și nu vreau să credeți că îl prefer pe vreunul. Totuși, nu înțeleg de ce a trebuit ca el să doarmă în camera musafirilor, iar eu pe canapeaua asta din salon. Cine a prins focul aici? El. Cu chibritul tău. Deci nu vă pasă dacă rămânem fără cărbuni, iar sărmanii mei copii vor muri de dublă pneumonie. Mă chemere mușcările. Și când mă gândesc că erați prieteni atât de buni. Da, Bill, era pur și simplu neconsolată când ai căzut pe front. Noroc că te aflai tu aici să o consolezi. Freddy mi-a adus vestea. Da. El a propus să-ți facem și parastasele. Venea să mă vadă de câte două ori pe zi. Da, și bănuiesc că tu, cu spiritul tău practic, te-ai și gândit că ar fi bine să se mute aici. Da. Dar am așteptat mai întâi să treacă un an. Am stabilit asta de la bun început. Te cred, Victoria. Tu care ai avut întotdeauna sentimente atât de delicate. Da, tu știi bine cât de neajutorată mă simt fără un bărbat. Ce ai fi preferat să rămân văduvă? Eram totuși persoana cea mai indicată să am grijă de ea. Felul în care v-ați sacrificat amândoi pentru mine mă emoționează. Sper însă că n-a fost nevoie să vă forțați prea mult sentimentele. Ce vrei să spui cu asta? E bine, de vreme ce se pare că v-ați căsătorit numai și numai de dragul meu, presupun că n-a fost nimic între voi, în afară de, să zicem, stimă. Vai, dragă Bill, dar nu ți-am spus că l-adoram pe Freddy? Minunata lui prietenie față de tine mi-a câștigat inima. Îți era atât de devotată, Bill, aș fi fost o brută dacă n-aș fi avut grijă de ea. Dacă te-ar auzi cineva, și-ar închipui că într-adevăr v-ați îndrăgostit unul de altul. Oh, numai peste cadavrul tău, dragule. Mi-am închipuit că n-ai fi avut nimic contra, că din potrivă, te-ai fi simțit înduioșat. Da, mi s-a pus un nod în gât, atât sunt de mișcat de delicatețea voastră. Și Victoria nu te-a uitat niciodată, bătrâne. Nu e așa, Victoria? Niciodată. Știu foarte bine că am fost întotdeauna pe al doilea plan în inima ei. Dacă ai fi fost prezent, nici nu s-ar fi gândit la mine. Nu te prea cred. Chiar și cele mai credincioase femei îi face plăcere o mică schimbare din când în când. Nu. Cunosc inima credincioasă a Victoriei. N-ar fi putut să iubească cu adevărat un alt bărbat în afară de tine. Tu știi, Victoria, cât de mult te ador. Da. Pentru mine ești singura femeie pe lume. Dar îmi dau seama că n-am de făcut decât un singur lucru. Bill s-a reîntors.
ca unui gentleman și om de onoare, nu mi-este deschisă decât o singură cale. E un sacrificiu imens, dar trebuie să-l fac. Renunț la toate drepturile mele asupra ta. Voi pleca ca un înțelept și un nefericit și te voi lăsa lui Bill. Rămâi cu bine, Victoria. Oh, Freddy! Șterge-te de ruj și dă-mi ultima salutare. Oh, ce frumos din partea ta, Freddy! Ce suflet nobil! Adio, Victoria! Oh. Uită-mă și trăiește-ți viața fericită alături de omul ăsta care e în definitiv mai bun decât mine. Nu te voi uita niciodată, Freddy! Adio, adio! Da, pleacă odată sau îmi pierd cumpătul. Adio, Bill! Să fii bun cu ea. N-aș fi făcut acest sacrificiu pentru nimeni altcineva. Pentru tine însă îl fac cu toată inima. Nu, n-ai să-l faci. Vă părăsesc pentru totdeauna. Nu-mi pantofește. Dar ce-i cu ei? Doar nu stai tăi. Nu se știe. Nu cred că e momentul potrivit pentru certuri și glume deplasate. Dă-te la o parte din ușă și lasă-mă. Nu vei trebui decât să te cadavru. Dacă era într-adevăr cadavru, n-ar mai fi trebuit să plec. Bill, n-are rost să prelungești scena asta penibilă. Draga mea, Victoria, nu pot să accept un asemenea sacrificiu. Nu! Ministerul de Război a stabilit că sunt mort. Mi-a săcut și parastase. Ți-ai zugrăbit salonul. Ești fericită. Aș fi un monstru dacă v-aș distruge fericirea. Nu, nu pot să mă desfac. Bill! Bill, ce nobil ești! Victoria, sunt erou și gentleman. Ființa pe care o ai acum în fața ta, în ciuda costumului destul de bun pe care îl poartă, nu e decât o fantomă. Sunt mort din toate punctele de vedere. Și așa am să rămân. Nu, 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 Victoria nu va putea fi niciodată fericită cu mine acum când ai întors. Nu, Freddy, nu. Nici dragul cum meu, Bill, ta. Dragul meu, Bill, constat totuși că mă cunoști prea puțin. Tu poate nu știi că sunt leneș, egoist, violent, meschin, sufăr de gută. Doamne, 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 e îngrozitor. Bietul meu, Freddy, trebuie să ai grijă de sănătatea ta. Iar scumpa ta, Victoria, va face totul ca să-ți îndrepte caracterul. Dacă iubi eu cu adevărat, n-ai expune la un trai alături de un om ca mine. Freddy, bătrâne, nu trebuie să-ți ascund că sănătatea mea e distrusă de viața destrăbălată din tinerețe și de ravagile războiului. Află că nu mai am mult de trăit. În afară de asta, Victoria știe foarte bine că sunt răzbunător și arogant, extravagant, violent și mincinos. Vă înțeleg, dragii mei. Vă înțeleg. Amândoi sunteți la fel de mărinimoși. Amândoi sunteți niște eroi adevărați. Amândoi vreți să vă sacrificați pentru mine. Am o idee. Să tragem la sorți. Știam că o să spui o tâmpenie. Nu te înțeleg, Freddy. Uite ce facem. Luăm două bucăți de hârtie și însemnăm una din ele. Așa. Pe urmă le îndoim și le punem într-o pălărie. Așa. Apoi tragem câte un bilețel. Așa. Și cel care va trage bilețelul însemnat va rămâne cu tine. Preferă să jucăm cap sau pajură. La asta am mai mult noroc. Ah, vrei să spun că ți-e frică? Nu, nu, dar riscul e prea mare. Oh, ce romantic! Adu hârtie, Freddy. Imediat. Adu hârtie. Nu-mi place. Eu o zic că am proastă pentru mine. Ei, asta e bună. Așa. Acum o să facem pe una din ele un semn. Bun. Și cel care va trage hârtie albă renunță la orice pretenție asupra Victoriei. E clar? Nu-mi place, repet. O fac împotriva voinței mele. Ei, haide, Bill. Abia dai întoșe și începi să faci mofturi. O să ai timp suficient pentru asta în următorii 40 de ani. Amestecă-le bine. Aaaa, ce palpitant! Bill, Bill, trage-te întâi. Nu, nu pot, zău nu pot. E dreptul tău, tu ești primul soț al Victoriei. Are dreptate, Bill, tu trebuie să tragi primul. E îngrozitor. Sunt curioasă care dintre voi mă va câștiga. Nu, curaj, bătrâne, curaj. Nu pot, zău, nu pot. Bill, acum îmi dau seama ce mult mă iubești. Hai, Bill, închide ochii și trage-mi bilet. Hai. N-am altceva de făcut decât să termin cât mai repede. Așa, da, eu iau cealaltă hârtie. E albă, e albă, albă. Doamne. Oh, bietul meu, Freddy. Nu mă compătimi, Victoria. Trebuie să-mi susții moralul. Te-am pierdut și nu-mi rămâne de făcut decât să mi-am rămas bun de la tine pentru totdeauna. Oh, Freddy, dar e îngrozitor. Nu se poate, nu se poate. Trebuie să vii să mă mai vezi din când în când. Nu, nu, asta nu. E mai bine să fie așa. Mă rog, nu aș putea suporta. Dar nu te voi uita niciodată, Victoria. Ești singura femeie pe care am iubit-o cu adevărat. Dragul, dragul meu. Rămâi cu bine. N-ai de gând să pleci chiar acum, nu? Ba da. Nu te supere înainte de a pleca. Fii bun și arată-mi și mie bilețelul tău. Bill, nu prelungi despărțirea asta dureroasă cu niște aiureli. Îmi pare rău, dar trebuie să-l văd. Și de ce ții neapărat? A
așa din curiozitate. Subil, nu înțeleg cum poți fi atât de crud prelungind agonia. Tatuși! Și în afară de asta, nici nu mai am hârtia. Am aruncat-o în foc. E adevărat, ai pus-o în buzunar, te-am văzut. Nu mai pot, nu mai pot! Nu vezi ce disperat sunt? Disperarea mea e mai mare. Dacă nu-mi dai bilețelul de bunăvoie, ți-l iau cu forța. Băieți! Băieți, ați îndrepunit, potolit! Trebuie să-mi-l dai! De ce nu-i dai, frate? Pentru nimic în lume! Stai, te bat! L-a băgat în gură, l-a băgat în gură, frate! Și mai pretins că ești gentleman. Ticălosule. Dar ce s-a întâmplat? Da? Uite și tu. Uite. Și ăsta e însemnat? Da, le-a însemnat pe amândouă. Nu înțeleg. Nu? Am vrut să fie sigur că am să tragă bilețelul câștigător. Da, am făcut-o pentru tine, Victoria. Știam că inima ta înclină spre Bill, dar nu vrei să-mi rănești sentimentele. Mm-hmm. Am vrut să te ajut să rezolvi această grea problemă. Ce nobil ești, Freddy. Ai un caracter minunat. Așa sunt eu. Gata să mă sacrific pentru alții. Pot să vă spun ceva? Nu, acum sunt ocupată. Ceva foarte urgent. Bine, vin. Să nu discutați nimic important în lipsa mea. Vreau să aud totul. Haide, Taylor, haide, dragă. Cum ai ghizit? Erai prea calm. Era calm, disperă. Te temeai cam să șterg? Nu e cazul să faci insinuarii. Ți-am explicat motivele dezinteresate pe care le-am avut. Poate că am greșit, dar până la urmă e o greșeală nobilă. Da, caracterul tău nobil mă face să bănesc că nu voia să rămâi cu Victoria. Spune-mi sincer, ce crezi despre Victoria? E cea mai dulce femeie din lume. Da, nimeni nu și-ar dori o soție mai bună. E drăgălașă. Încântătoare. Femecătoare. Mărturisesc însă că uneori mă enerva. Fiindcă întotdeauna când vroiam eu ceva, mă făcea egoist. În timp ce dorințele ei trebuiau să fie lege pentru mine. Și cu mine face la fel. Timpul meu nu avea nicio importanță, pe când al ei era extrem de prețios. Și eu doream uneori puțină libertate, da? Adevărul, știi că am zis că nu sunt vrednic de ea. Așa cum spunea tineauri, niciun bărbat nu și-ar dori o soție mai bună. N-am spus eu asta, ai spus-o tu? Nu m-am saturat. Dacă ai fi fost mort, aș fi suportat totul ca un gentleman. Dar te-ai întors. Acum ia-ți-o în primire. Dar nu o să aibă toți toți. Uite ce, nu e decât o singură ieșire. Se leagă ea singură între noi doi. Înseamnă că n-am nicio șansă. Trebuie să recunoști că sunt mărinimos. Hai să tragem iar la soț. Nu mai risc. M-am săturat de jongleriile tale. Credeam că am de face cu un gentleman. Bine. Închipuiți-vă, cei de la biroul de plasare mi-au spus că nu pot găsi o bucătăreasă. Într-adevăr, e îngrozitor, Victoria. Am o idee. Freddy și cu mine vom face gospodăria până ce vei găsi o bucătăreasă. Doamne, dar e mai ușor să capezi titlul de lord decât să găsești o fată în casă. Du-te la biroul de plasare din Paddington și ai să găsești acolo o coadă de celibatari care au venit să-și scoată autorizații de căsătorie cu bucătăresele lor. E singurul mijloc de a le păstra. Victoria, între timp noi am hotărât că nu e decât un singur lucru de făcut. Să alegi tu între noi doi. Nu pot. Vă ador pe amândoi. Da. Și pe urmă, semănați prea mult unul cu altul. Uite-te la noi, Victoria, și alege. Trebuie să vă spun, nici nu văd de ce trebuie neapărat să aleg pe vreunul dintre voi. Tot fiind că războiul s-a terminat, socot că mi-am făcut datoria patriotică cu prisosință. Am avut deja doi soți decorați cu crucea de război. Acum vreau și eu să mă mărit cu un Rolls-Royce. Ei, fir ar să fie și noi care credeam că ne adori. Dragul meu, Freddy. Doamne, domnule, ce șterpetul așteaptă jos cu mașina. A venit cu Rolls-Royce-ul? Da, doamnă. Cobor îndată. Foarte bine. Dragii mei, mă duc să iau masa cu Rolls-Royce-ul. Bill e inumat. Ce s-a întâmplat? Cum ce? Mă vezi că arunc arbunii și nici nu te închisești. Stai, domnule, în fotoliu și citești romane de aventuri. Nici măcar n-ai făcut curățenie în casă. Uite ce, să știi că puțin mă interesează. Carbunii ăștia cântăresc o tonă. Ai putea să mă ajungi și tu? Aș putea, dar n-o fac. Da? Da. Doctorul mi-a interzis cu desăvârșire să car greutăți. S-au plăs cu inima. Dar ce-i cu inima? Parcă spune că ai fost rănit la cap. Și de altfel nici nu-i treaba mea. Eu gătesc. Curățenia și căratul cărbunilor în cameră nu-i treaba mea. Nu prea te văd gătind. Stai cu mine încrucișat în timp ce eu îmi scot sufletul. Da, fiindcă nu știi să-ți organizezi munca. Curățenia e un fleac. Că trebuie să fie organizat.
Eu sunt organizat și ăsta e secretul meu. Am fost un prost, un prost am fost când mi-am ales parte curățenii. Trebuia să-mi dau seama că dacă era mai ușoară, o alegeai tu. Da, eu am ales ce știu să fac mai bine. Gătitul e o artă, restul menajului poate face și un prost. Da? Hai, mișcă-te mai repede și pune masa până termin eu cartea. E... Hai, hai, mișcă! Terminați la masă! Ce mâncare e asta? Cartofi! Ai putea să-i puci cu furguriță să vezi dacă sunt gata. Dar ce cuie? Sunt jupuiți. Poate vrei să spui curățați. Află, dragul meu, că a curățat cartofi înseamnă a pierde timp. Eu nu curăț niciodată cartofii de coajă. După miros, friptura pare să fie gata. Gata? Dar abia am pus-o pe foc, ne-a trecut niciun sfert de oră. La restaurant o friptură e gata în 10 minute. Pentru Dumnezeu, du-te și pleacă cuțitele. Sau fă ceva și nu-ți mai băgăneați într-un sfert de oară. Din partea noastră sunt de aproape un sfert de oră. Am în casă doi bărbați, dar nu răspunde niciunul. Discutam tocmai ceva foarte important. Victoria, stai să spun. Ce vrei? Că friptura pregătită de Bill e imposibil să fie mâncată. Da? Nu-mi pasă. Eu nu mănânc niciodată friptură. Păcat, altceva n-avem la masă. Nici nu iau masă acasă. Nu? De ce? Pentru că domnul Leicester Patton m-a cerut în căsătorie și eu am acceptat. Da, ai deja doi soți, Victoria. Sper că veți fi amândoi gentlemen și nu-mi veți spune piedici. Dar cine dracu mai fi? Avocatul meu. I-am spus să vină la unul, Freddy. Freddy, du-te și deschide ușa. Și asta ce vrea? Să facă formele de divorț. Cum nu aștept nici măcar să-ți crească iarba sub picioare, Victoria, faci un pas necugetat. Trebuie să fac ceva. Ești încântătoare în rochie asta. Bill, prefer să nu-mi faci complimente. De ce? Pentru că sunt logodită cu Leicester Patton și așa ceva nu e corect. Deci te-ai hotărât într-adevăr să divorțezi de mine? Da, sunt hotărât. În cazul ăsta te pot trata ca pe soția altă. Bill, fii atent, vine avocatul și n-ar fi frumos să mă găsească în brațele soțului, adică ale fostului. Da, într-adevăr, ar fi revoltător. Bună ziua, domnule Rar. Vă prezint pe soții mei. Mă bucur de cunoștință, domnule. Acesta e maiorul Cadu, primul meu soț. Iar acesta e cel de-al doilea soț al meu, maiorul Lawness. Da, sunt lămurit. Deci, amândoi maiori. Interesantă coincidență. Domnule Oram, cred că doamna Landers, am vrut să spun, v-a pus la curent cu situația. Da, am avut chiar o lungă convorbire. Vă puteți da seama că este o situație destul de delicată pentru doamna Cardio, nu? Doamna Cardio? Da. Ce caută doamna Cardio în toată povestea asta? Păi, doamna Cardio e ea. Înțeleg la ce face aluzie. Tot asta încă nu e clar. Această doamnă este doamna Cardio sau doamna Lawness? Singurul lucru cert e că s-a hotărât să nu fie niciuna, nici alta. Da, tocmai asta le spuneam și eu. Știți, doamna a vrut să divorțeze dumneavoastră amândoi. Da, da. I-am explicat că nu este nevoie, deoarece, fără îndoială, dânsa nu poate fi decât soția unuia dintre dumneavoastră, nu? Bine, dar pentru celălalt, ce sunt atunci? Nu? Bine, doamna Cardio... Sau, doamne, Lawness, nici nu îndrăsnesc să rostesc acest cuvânt față de dumneavoastră, dar n-am încotro. Sunteți concubina lui. Nu mai spune, place grozav. Sunt așa de nostru, concubina. Da, voi divorța totuși de amândoi, tocmai pentru a le dovedi tuturor că ambii mei soți erau legitimi. Cred că e mai bine așa, orice risc va fi exclus. Poți să tăia concluzia că sunteți amândoi de acord. Da. În ceea ce mă privește, pentru fericirea Victoriei, sunt gata să o sacrific pe mine. Foarte amabil. Da, a fost totdeauna un gentleman. Da, dumneavoastră, domnule Major Cardio. Cardio e el, eu sunt Landos. Da, tot mai eu, nu? Da. Domnule Maior Lawness, dumneavoastră vreți să-i redați acestei doamne libertatea pe care și-o dorește? Da. Bun, prea bine până aici. Voi introduce acțiune simultan împotriva îndurora. Din moment ce niciunul dintre dumneavoastră nu se opune, propun să discutăm cu dumneavoastră întreaga problemă chiar acum. Doriți ca motivul divorțului să fie violența sau părăsirea domiciliului? Personal aș prefera părăsirea domiciliului. Bineînțeles, cum aș putea să fiu violent cu tine, Victoria? Da, și eu, care nu sunt în stare să omor o muscă măcar. Da, bine, atunci ne stabilim la părăsirea domiciliului. Da. Deci, problema e pe deplin rezolvată. Da, rezolvată, da. Și când o să devin iarăși liberă să mă recăsătoresc? Cam peste un an. Asta nu-mi convine deloc.
trebuie să-mi recapăt libertatea în orice caz înainte de sfârșitul sezonului de curse. Mă rog, înaintea derby-ului, dacă se poate, vă rog. Bine, în acest caz, singura soluție e violența. Violența, dragii mei, dragii mei, avem încotro. Trebuie să recurgem la violență, vă rog. Nu, nu-mi place ideea asta, Victor. Dragă Bill, încearcă și tu măcar o dată să nu fii egoist. Haide. N-aș putea niciodată să lovesc o femeie. Și dacă te rog eu frumos, Bill, dragă. Nu, Victoria, pentru nimic în lume, crede-mă, nu pot. Fred, te rog pe tine, tu nu m-ai refuzat niciodată. Haide, Fred, un pumn acolo, haide. Victoria, să dau eu în tine. Încearcă, dragă, haide. Domnul, după cum văd, nu sunteți pe deplin deciși. Și nici dumneavoastră, doamnă, nu știți cu care dintre ei să începeți. O să vă las să vă hotărâți, iar eu între timp voi mai vizita un client. Îmi dați doar un telefon când terminați. Da, sigur. Da, sigur, sigur, sigur. Deocamdată vă spun la revedere. La revedere. La revedere. Da. Și asta e numai o parte din balamucul în care ne-ai băgat Victoria. Bine, dragă, dar e singurul lucru pe care ți l-am cerut să-l faci pentru mine. Și de ce nu e cazul să te plângi? Na, voi suporta totul ca un martir. Acum nu-mi rămâne decât să-mi iau rămas bun. Cum, chiar acum? Trebuie să înțelegeți că în împrejurările actuale n-ar fi frumos din partea mea să locuiesc aici. Nu rămâneți la masă? Nu cred, vă mulțumesc. Probabil că voi lua masa la mama. La mama? Aha. La mama, unde în altă parte s-ar putea duce o femeie la mama? Situație, sigur că da. Firește, îmi dau seama, este un moment greu pentru voi amândoi. Dar așa cum spuneați voi singur, nu vom ușura situația tărăgănând deznodământul fatal. Hai de tot. Rămâi cu bine, Bill. Îți iert totul și sper că vom rămâne buni prieteni. Rămâi cu bine, Victoria. Sper însă că nici această nouă căsătorie a ta nu va fi ultima. După ce totul se va termina, să vii să iei masa cu noi, Bill. Sunt convinsă că vinurile și țigările lui Leicester Patton sunt mult mai bune decât cele ce se pot cumpăra pe piață. Adio, Victoria. Și acum, Freddy, e rândul tău. Așa, acum când totul s-a sfârșit între noi, ai putea să-mi restitui acul de cravată pe care ți l-am dăruit. Poftim, Victoria. Da. Ți-am mai dat și o tabacheră. Ia-o și pe asta. Tabacheră eu voi da lui Leicester ca dar de logon. Da, și cu mine ai făcut la fel. Dacă așa vă face plăcere vouă, bărbații. Mai cu bine, Freddy. Încă o dată, să știi că o să-mi reamintesc întotdeauna cu plăcere de tine. Rămâi cu bine, Victoria. Nu vrei să chem un taxi? Nu, mulțumesc. Cred că puțină mișcare o să-mi facă bine. Adio, dragii mei, adio. Adio, dragă. Admirabilă femeie. N-am să regret niciodată că m-am măsurat cu ea. Și acum hai la masă. Aș fi fericit să mă pot gândi la mâncare ca tine în momentele astea grave. Nu cumva și neasta înduieșătoare ți-a tăiat pofta de mâncare. Nu e vorba de pofta de mâncare, ci de halul în care se află friptura. Ce dorești, băiete? Bună ziua, aici locuiește, vă rog, doamna, v-am găs? Oarecum, da. Am adus un pachet de la hotelul Ritz. Care ăsta? Pune-l acolo pe masă. Mă, are și o carte de vizită. Stimată doamnă, domnul Leicester Patton vă dorește poftă bună. Dar coșul ăsta e un prânz întreg. Am primit ordin să-l dau doamnei personal. Bine, n-ai nicio grijă, îl va primi. Dar dacă doamna nu e aici, trebuie să-l duc înapoi. Nu, doamna, trebuie să coboare îndată. Victoria, scumpa mea, iubitul nostru, domnul Leicester Patton, te-a trimis o mică atenție la hotelul Ritz. Coboare îndată, scumpule. Da, uite, 2 șiringi pentru tine, băiete, și salutare. Vă mulțumesc, domnule. Salut. Și acum, vrei poți mânca friptura, eu am să mănânc din prânzul Victoriei. Crezi că e loial? Stai să vedem mai întâi ce conține. Ce aici? Ce se mai? Pui fripți! Strasnic, ia dă-mi sticla să destup. Dă-mi sticla. Șampanie! Și ăsta? Patel de mâscă, perfect! Nu, nu am patel. Nu, ia dă-mi cu acepate-o. Nu, hai. Ia, vino cu a. Așa, ia să și ciocnim. Hai să ciocnim. Așa. Sunt lignit de bani, hai. Să ciocnim, dar pentru cine? Am o idee. Pentru cel de-al treilea, soț al Victoriei. Iar pentru noi, trăiască libertatea. Trăiască libertatea.
Ați ascultat Doi eroi și o fericire, comedie de Somerset Maugham. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen Torgașev și Cornelia Fotache. Distribuția a fost următoarea: Victoria Rodica Tapalagă, mama Natasha Alexandra, artistă emerită; Leicester Payton, Toma Caragiu; Frederick, Gheorghe Dinică; William, Marin Moraru; Rehem, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Taylor, Marilena Prodan; Clarence, Gabriel Marinescu; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, Ion Mihailescu.